se demolează și ultima clădire din complexul 3 Stejari. Berăria și restaurantul au funcționat aici, iar de curând pe terenul rămas liber se vor ridica blocuri care vor avea la parter spații comerciale. Pe celelalte parcele de pământ pe care s-a aflat fabrica de bere s-a construit deja o clădire ultramodernă în care funcționează birourile unei societăți de asigurări. Pe un alt lot urmează să fie ridicat un magazin Lidl, al cărui PUD a reușit să obțină aprobarea consilierilor locali din a patra încercare. Eugen Iordănescu nu mai este director al Camerei de Comerț din Sibiu. Acesta a delegat atribuțiile către președintele interimar Octavian Isăilă, care va ocupa funcția de director interimar. Eugen Iordănescu este cercetat într-un dosar de trafic de influență, delapidare și dare de mită. Școlile din Sibiu rămân deschise cel puțin luni. Ministerul Sănătății a anunțat că se va trece la cursurile online atunci când vor fi ocupate 75% din paturile ATI din județ.